Astăzi vom face ouă roșii. Pentru aceasta avem nevoie de ouă. Eu am aici 25 de ouă, 10 linguri de oțet, vopsea de ouă, 2 pliculețe a 7 grame pliculețul, frunză de pătrunjel. Mai avem nevoie de niște elastice sau ață, o forfecuță și dres de damă. Ouăle mele sunt gata fierte și acum o să încep să tai o bucată de ciorap. Luăm un ou, punem frunzulița cu partea lucioasă peste ou și îl îmbrăcăm cu ciorapul. Strângem bine. Răsucim. Luăm un elastic, înfășurăm după el și îl punem deoparte și vom proceda cu toate la fel până când vom termina toate ouăle. Am legat ouăle, așa arată. Am pus o cratiță la foc cu 1,5 litri de apă. Am lăsat-o să fiarbă și acum adăugăm vopseaua de ouă. Amestecăm bine până la dizolvare. Lăsăm vopsea pentru 2-4 minute. Au trecut cele 4 minute și o să scot ouăle pe un șervet absorbant. Că ouăle s-au răcit, voi încerca să tai dresul și să vă arăt cum au ieșit. Și acum, pentru a da luciul, folosim un tampon de vată pe care voi pune puțin ulei. Mulțumesc că m-ați urmărit și vă invit să urmăriți și alte rețete pe canalul meu de YouTube. Pa, pa!